Cazurile de infectare cu virusul SARS-CoV-2 se înmulțesc de la o zi la alta, iar gestionarea situației cere măsuri rapide și eficiente. Astfel, la nivelul Consiliului Județean Mehedinți s-au căutat soluții pentru creșterea numărului de paturi pentru ATI. A fost depus un proiect pentru atragerea de fonduri europene în valoare de 3 milioane de euro în vederea construirii unui spital modular în curtea unității medicale. Totodată, zilele următoare încep procedurile de achiziție pentru aparatură și echipamente medicale în valoare de 6,4 milioane de euro pentru dotarea Spitalului Județean din Drobeta, Turnu Severin. Spitalul modular, care urmează a fi construit cu fonduri europene, va avea 10 paturi de terapie intensivă și 19 paturi de observație, unde vor fi internați pacienți de COVID-19. Întreaga aparatură necesară dotării unității, dar și partea de infrastructură vor fi suportate din fonduri europene în valoare de 3 milioane de euro în cadrul programului operațional Infrastructură Mare. Din păcate, în ultimele săptămâni, situația sanitară s-a deteriorat în România și evident că și în județul nostru. Și tocmai de aceea se impun măsuri rapide care trebuie luate pentru a îmbunătăți capacitatea de intervenție a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin. Din acest motiv am luat decizia în urmă cu mai multe săptămâni, împreună cu colegii mei din direcția privind managementul proiectelor din Consiliul Județean Mehedinți, să depunem o cerere de finanțare pentru a obține fonduri europene de aproape 3 milioane de euro pentru construirea unui mini-spital modular, aș putea să-i spun, o construcție mobilă care va fi amplasată în curtea spitalului, cu o capacitate de 10 locuri pentru ATI și 19 locuri pentru observație. De asemenea, acest mini-spital modular va fi dotat cu aparatură medicală și cu echipamentele necesare. Sperăm să obținem finanțare din fonduri europene și pentru dotare, și pentru echipamente, și pentru construcția în sine în cel mai scurt timp. Tot pentru creșterea capacității de intervenție în cazul persoanelor infectate cu SARS-CoV-2, Consiliul Județean Mehedinți a elaborat în urmă cu câteva luni un proiect de dotare cu aparatură a Spitalului Județean de Urgență în valoare de 6,4 milioane euro. Proiectul a fost admis spre a fi finanțat cu fonduri europene, iar astăzi s-a semnat contractul și urmează să înceapă procedurile de achiziție. Așa cum am mai spus și în alte împrejurări, în urmă cu mai multe luni de zile am depus împreună cu Spitalul Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin o cerere de finanțare prin programul operațional Infrastructură Mare pentru a obține echipamente și aparatură medicală necesare în lupta cu COVID-19. După ce această cerere de finanțare a noastră a fost evaluată și a depășit toate etapele necesare, am ajuns în situația în care astăzi la sediul Consiliului Județean Mehedinți s-a semnat acest contract de finanțare în prezența mea, a doamnei manager al Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin și a doamnei director pentru îngrijiri din Spitalul Județean. În perioada următoare trebuie demarată procedura de achiziție, astfel încât să fie achiziționată pentru spital din nou echipamente medicale. Sunt de fapt peste 87 de aparate și echipamente medicale de care spitalul are nevoie în lupta cu acest virus ucigaș. Printre aparatura și echipamentele ce vor fi achiziționate se regăsesc o ambulanță performantă, 4 aparate ecograf, un tomograf, un electrocardiograf, un aparat de anestezie de înaltă performanță, toate pentru a îmbunătăți condițiile de diagnosticare și tratament în cadrul Spitalului Județean de Urgență.